În ședința Consiliului Județean de astăzi, executivul a propus repartizarea unei sume de 180.000 de lei din fonduri de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale pentru Comuna Pietrari. Alte 5 localități figurau pe listă cu sume cuprinse între 30 și 210.000 de lei. Surpriză însă, liderul grupului PNL, Gabriel Grozavu, a propus diminuarea cu aproape 50% a sumei acordate Pietrariului. Repartizarea sumei de 560.000 lei din fondul de rezervă al Consiliului Județean pentru cheltuieli de funcționare la unele primării, datorită faptului că foarte multe primării au probleme, v-aș propune următoarea distribuire a sumei de 560.000 lei. La Cojasca 45.000, la Ludești 75, la Pietrari 100. Deși propunerea lui Grozavu nu a trecut de vot, totuși aceasta nu schimbă cu nimic intenția acestuia. Nu putem să nu ne întrebăm dacă liderul liberal nu plătește polițe din lupta electorală care l-a propulsat în fruntea partidului, atunci când primarul Pietrarului Cornel Coman l-a susținut cu toată forța pe contracandidatul lui Grozavu, deputatul Gabriel Plăiașu.